Astăzi am auzit citindu-se în Fragmenii capitolul 3 de la Ioan și am văzut două lucruri foarte importante în Evanghelia de astăzi. Primul dintre ele, faptul că fiecare își are loc. Îl vedem pe Ioan Botezătorul că botează, iar alături de el, nu la foarte mare depărtare, Hristos însuși boteza și el. Și vedem un lucru, Ioan, om duhovnicesc, așa cum mărturisește Hristos, că nimeni nu s-a născut mai mare ca el din femeie pe pământ, când ucenicii îi aducă ispită. Uite, acela despre care tu mărturiseai că este Hristos, uite ce face. Cumva îți fură ucenicii. Pentru că ne lasă pe noi și merg după El. Și atunci, care este răspunsul lui Ioan? Adevărat, vă spun vouă, că de la început v-am spus că nu eu sunt Hristosul. Și mai spun un lucru, de două pilde. Cel care are mireasă este mire. Iar prietenul mirelui stă lângă mire și se bucură de bucuria lui, de glasul mirelui. Se bucură că sunt împreună. Se bucură de binele pe care îl are mirele. Și încheie Ioan cu două lucruri foarte importante. Primul dintre ele, el trebuie să mă mișoreze, iar acela să crească. Și ultimul se referă la mărturisirea lui Dumnezeu. Că cel ce primește mărturisirea, propovăduirea pe care Hristos aude, crede cu adevărat că există Dumnezeu. Acum, trebuie să privim Evanghelia și din punct de vedere duhovnicesc. Pentru că este bogată de înțelesuri și de sensuri. De multe ori, în relațiile sociale pe care le avem unii cu alții, suntem tentați să judecăm, așa cum a făcut-o ucenicii lui Ioan Botezătorul. Suntem tentați să spunem că am fost nedreptățiți. Suntem tentați să credem că cineva ia ceva din al nostru. Dar nu uitați cuvântul Evangheliei de astăzi, care spune că nimeni nu poate lua ceva dacă nu i-a fost dat lui de sus. Și ne aducem aminte că Dumnezeu spune, Hristos, Dumnezeu spune în felul următor, că Tatăl nostru cel din cer știe de ce avem nevoie. Și cu toate acestea, de multe ori în noi se tulbură inima. În anumite împrejurări, crezând că un aproape din familia noastră, din anturajul nostru de prieteni, ne-a nedreptățit cu ceva. Dar răspunsul lui Ioan Botezătorul este răspunsul iubirii. Eu trebuie să mă micșorez ca celălalt să crească, conștient fiind de locul său. Și noi suntem chemați la această conștiință a locului în care suntem și pentru care suntem. Și niciodată să nu ne împănăm, să nu ne atragem titluri, funcții, privilegii care ne-ar fi a noastră. Și atunci când le primim, trebuie să facem ceea ce a făcut Ioan Botezătorul. Să slujim cu El. Vedeți că Ioan Botezătorul putea să considere starea duhovnicească la care ajunsese ca un merit al său, pentru că îi știm viața aspră. Îi știm postul neîntrerupt, îi știm rugăciunea, știm viețuirea din pustie, încă de copil. Și cu toate acestea are o delicatețe duhovnicească și o dragoste greu de pătruns cu mintea
că atunci când cineva vine și dorește, în ghilimele, binele lui, să fie adulat de oameni, să fie apreciat de oameni, el spune, nu, nu, eu trebuie să mă micșoresc acela să crească. Eu dintr-un început v-am spus că eu sunt cel care merge înaintea lui Hristos, nu sunt eu Hristosul. În viața duhovnicească, această punerea noastră la locul în care suntem, nici mai jos, nici mai sus, nu este altceva decât un realism duhovnicesc al stării noastre. Și ne ajută să nu ne creăm false imagini despre noi înșine, pe care și noi să le credem. Ne ajută să nu ne mințim pe noi înșine. Că, în general, ne mințim. Ne mințim că suntem prea buni. Părinte, eu pe toată lumea am ajutat. Și toată lumea mi-a vrut rău. Și au fi, nu să că nu. Dar ia să luăm noi ajutorul acesta în Duhul Evangheliei, să vedem. A fost făcut din dragoste sau nu? Cum a fost făcut? Pentru Hristos sau nu? Pentru că, sfârșitul Evangheliei ne spune, toate trăindu-le prin Hristos, ajungem să mărturisim că Dumnezeu există. Și cum mărturisim că Dumnezeu există? Prin ceea ce trăim noi. De aceea, dacă astăzi lumea nu-L mai iubește pe Dumnezeu, dacă astăzi lumea îl disprețuiește și îl vrea dat afară, mai înainte de toate este vina noastră. Și acum fiecare dintre noi se ridică întrebarea, cum adică vina mea? Adică ce am făcut eu? Eu-aș pune întrebarea, ce n-am făcut? Și trebuia să facă. Și menționez aceasta pentru că de obicei și atunci când ne spovedim, venim și spunem, Părinte, am făcut cu tare, am făcut cu tare, am făcut cu tare, dar niciodată nu spun, Părinte, n-am făcut în destulă răbdare. N-am avut suficientă iubire. N-am ajutat când am putut să ajut. Pentru că mai sunt și păcate pe care le facem nefăcând. Neîmplinind Cuvântul lui Hristos. De aceea, și când facem, și când nu facem, când nu facem păcatul și când facem binele, în permanență trebuie să ne raportăm la Hristos. La faptul că prin mine Dumnezeu are o misiune pe care trebuie să o îndeplinească. Și nu eu trebuie să mă semețesc, să devin mândru, uite ce am realizat eu, ci să spunem, eu trebuie să mă micșorez, ca din faptele mele, Hristos să lumineze, să se înalțe. Pentru că atunci când Hristos se înalță din lăuntru nostru, înseamnă că acel cuvânt auzit din Evanghelie sau acel cuvânt citit de către noi, căzut în pământul inimii, moare și dă rod însuțit. Și spune Evanghelia că dacă nu moare, atunci rămâne singur și nu dă rod. Ioan Botezătorul, acum, la finalul Săptămânii Luminate, ne atrage atenția că Hristos, mort și înviat, a căzut în pământul inimii noastre prin învierea Sa. Cei care ne-am împărtășit. Și acum așteaptă ca El să răsară din noi. Hristos, de altfel, ne și spune în Evanghelie, fără de mine nu puteți face nimic. Nu spune ca și un stăpân care vrea să arate subalternului că este un nimic.
Și o spune ca o mamă care zice copilului, ascultă-mă, dragul mama, nu face lucru cu tare, că nu poți încă să-l faci, ești prea micuț, n-ai putere. Și copilul n-ascultă și trage și împinge și obosește și oștenește și lucrul tot nu poate să-l facă. De aceea Hristos ne spune, fără de mine nu puteți face nimic. Dacă pe mine nu mă lăsați să răsar în viața voastră, cu adevărat nu vom putea face nimic. Și revin încheind. Sfântul Ioan Botezătorul mai arată un lucru. Cum trebuie să ne purtăm cu cei care ne aduc ispita? Câtă delicatețe și gingășie putea să-i mustre, putea să-i urecheze, avea, să zicem, acest drept moral asupra lor, deoarece erau ucenicii lui. Dar el preferă să le dea o pildă. Și pilda aceea a mirelui și a prietenului mirelui este subliniat că omul cu adevărat se bucură atunci când lucrurile lui Dumnezeu se săvârșesc cu el. Cu adevărat trebuie să ne bucurăm și noi că lucrurile lui Dumnezeu se săvârșesc cu fiecare dintre noi. Prin tot ceea ce facem bun. Atunci când dau o cană celui care îi sete, slavă ți-e, Doamne, că i-am dat. Când oferă adăpost de o noapte cuiva care este la drum, Doamne, fi slăvit că am avut unde. Pe toate să le facem din dragoste. Și numai așa Hristos va răsări din noi și atunci vom spune și noi ca Ioan Botezătorul. Eu trebuie să mă micșorez ca El să se înalțe. Noi trebuie să ne micșorăm. Și atenție! Închei? Despre ce micșorare vorbea Ioan Botezătorul? Despre o micșorare a ego-ului nostru. A tot ceea ce ne învață societatea. Tu ai dreptul. Tu trebuie să spui. Ți-ai garantat acest drept. Dă cu pumnul masă. Fă gură. Cereți drepturile. Ioan Botezătorul n-a acționat așa. Ci a fost plin de delicatețe și de dragoste. Și să știți, niciodată nu vom fi proști. Atunci când primim o nedreptate și o suportăm cu gândul la Dumnezeu, nedreptatea poate să vină din partea soțului, din partea soției, din partea copiilor, din partea vecinului, din partea șefului, din partea oricărui om. Atâta timp cât o suferim cu gândul la Dumnezeu, să știți că Dumnezeu ne dă această dragoste nețărmurită, fără de margini, pe care și Ioan Botezătorul o avea față de Dumnezeu. Și cu adevărat vom mărturisi că Dumnezeu este viu prin viața noastră. Hristos a înviat! Amin.